Acea fată, episoadele 27-29, rezumat, Ozan este gelos pe Doruk, Doruk îl duce pe tatăl lui la spital. El vrea să-i distrugă cariera lui Saitare dezvăluind că i-a amintit că Ardit este plecat în călătorie, dar ea îi spune că dacă face lucrul acesta, agenția lor, care deja este în pragul falimentului, va fi afectată și el va pierde totul. Ei se înțeleg să spună presei că au aflat recent că Ardik are Alzheimer și l-au adus acasă. După cele întâmplate, Zeynep îl întreabă pe Ozan de ce spune mereu că Saitare este periculoasă, dar totuși alege să aibă încredere în ea și e convinsă că a avut un motiv întemeiat pentru care l-a ascuns pe soțul ei. Doruk începe să gestioneze bunurile și afacerea tatălui său și să-și ia partea ce îi se cuvine. Saitare a semnat un contract prenupțial când s-a căsătorit cu Ardik, așa că Doruk îi spune să se mute în altă casă, fiindcă el vrea să se întoarcă în conacul în care a copilărit și care îi revine lui. La agenție, el îi ia biroul și apoi îi propune lui Zeynep să se cunoască mai bine înainte să-și facă o părere despre el sub influența lui Saitare. O provoacă să accepte invitația lui la cafenea, spunând că probabil are nevoie de acordul lui Saitare, iar Zeynep acceptă ca să-i demonstreze contrariul. Ozan este deranjat când îi vede plecând împreună și începe să realizeze că are sentimente pentru Zeynep. La cafenea, Doruk încearcă să o avertizeze pe Zeynep în privința lui Saitare, dar Zeynep îi spune că i-a fost alături în cele mai grele clipe din viața ei și este ca o mamă pentru ea. Atunci Doruk înțelege că orice i-ar spune despre ea, nu îl va crede. Saitare îl vizitează pe Kadir, dar tatăl lui o alungă foarte supărat. Zeynep înțelege că bunicul ei o aseamănă pe Saitare cu mama ei și vrea să știe de ce. Îl întreabă care este povestea mamei ei, pentru că nu i-au spus niciodată și nici măcar o fotografie cu ea nu i-au arătat, dar intervine ceva și el schimbă subiectul.